Suntem în trafic, călătorim în trafic și vorbim despre expoziția Halta Cug a artistului ieșean Cezar Lăzărescu, curatoriată de Boiana Pișcur, care se deschide pentru public sâmbătă 23 iulie, ora 19, la spațiul Greenhouse din Iași și poate fi vizionată în perioada 23 iulie-23 august 2022. Greenhouse, situat pe strada Sfântul Atanasie, numărul 25, este un spațiu comun în care își desfășoară activitatea patru asociații din Iași, și anume transit.ro/Iași, 1 plus 1, Satelit și Teatru Fix. Expoziția face parte din proiectul cultural After Future, curatoriat de Delia Bulgaru și organizat de Asociația Satelit, în parteneriat cu transit.ro/Iași, sprijinită de Fundația Erste. Apoi Asociația 1 plus 1, Oberlicht din Chișinău și Colectiv A din Cluj. Proiectul acesta cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și se desfășoară în Iași și Chișinău în perioada martie-septembrie 2022. Alături de noi în studioul Viva FM se află Boiana Pișcur, curatoare în cadrul Moderna Galeria, Muzeul de Artă Modernă din Ljubljana, Slovenia, și Sorana Lupu, care ne va ajuta cu traducerea discuției noastre. Welcome, Boiana and Sorana! Bine v-am găsit! Thank you! Bun, să începem așa, să intrăm direct în discuție, să aflăm pentru început despre experiența ta, Boiana, în orașul Iași și colaborările profesionale dezvoltate aici. Cum a început povestea ta cu orașul Iași? So, Boiana, let us hear about your experience in Iași and the collaborations that you developed here. So, how come you started working with the people in Iași? Well, first of all, thank you for the invitation to come here to talk on this radio, and also hello to all the listeners of this radio station. I have this love, can I say this way, to Iași, and the first time I was here, it was 5 years ago. The second time was last year, and now I'm here for the third time. Every time I'm staying over 10 days. So I can say I experienced Iași a little bit more than the usual tourist would. Ok. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc celor care m-au invitat la Iași. Vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc aici la postul de radio. În al doilea rând, îi salut pe ascultătorii postului dumneavoastră de radio. Aș putea spune că am o dragoste pentru Iași. Am venit prima dată aici acum 5 ani, apoi anul trecut și acum vin a treia oară și de fiecare dată am stat mai mult de 10 zile, deci practic eu văd Iașul mai mult decât îl vede un turist obișnuit. So this time I'm here on the invitation of Delia Bulgaru of Satellite from the Greenhouse that you mentioned. And we are going to do the solo exhibition of Cezar Lăzărescu. A great artist from Iași that I met in 2017 when he took me to this propaganda tours organized by Transit Iași to the ghost train station in Cook, near the Cook factory. De data aceasta am venit aici invitată de Delia Bulgaru, de la Satellite, care își are sediul tot la Greenhouse, cum spuneam mai devreme, pentru a ajuta la organizarea expoziției lui Cezar Lăzărescu, care este un mare artist din Iași, pe care l-am cunoscut în 2017 și care m-a dus atunci într-o plimbare ghidată, era o serie de propaganda walks organizate de Transit în perioada respectivă. Și în acest tur ghidat m-a dus la gara fantomă de la Cug. Maybe I say one more sentence about artists from Iași that I also collaborated with Dan Acostiae, and I invited him in 2019 for a big international exhibition in Ljubljana in Moderna Galeria called Southern Constellations: Poetics of the Non-Aligned. So I have some other collaborations with artists from here too. Doar încă o frază despre artiștii din Iași pe care îi cunosc. Îl cunosc, de exemplu, pe Dan Acostiae, pe care l-am invitat în 2019 la Ljubljana și acolo a deschis o expoziție. Deci am și alte colaborări cu artiști din Iași.
Am înțeles. Și înainte să povestim despre ce reprezintă lucrarea din expoziție, oferim un scurt istoric și înainte de a afla viziunea Boianei, combinatul de utilaj greu, pe scurt CUG, din Iași, a fost înființat în 1976 și era la acea vreme cea mai mare investiție industrială din oraș. În 1989, în fabrică lucrau aproximativ 12.000 de muncitori, mulți dintre ei făcând naveta cu trenul dinspre orașele și satele din apropiere. Așadar, încă mai există o gară lângă fosta fabrică, numită simplu Halta. Stația de tren, construită în 1984, a fost închisă și abandonată în 1991, odată cu declinul fabricii, iar, bineînțeles, părți ale gării au fost dărâmate, natura în toată forța ei, diverse plante și alte creaturi au preluat scheletul de beton rămas al fostei stații și singurul lucru care mai rămâne în permanență din această istorie sunt trenurile, deși nu mai transportă muncitorii din Halta CUG către destinațiile din apropiere. Așadar, revenim și la discuția de astăzi cu Boiana despre artistul Cezar Lăzărescu, care a început să viziteze Halta CUG în 1999, urmărind felul în care trenurile nu mai opresc în stație. Și uneori făcea fotografii sau înregistra scena, dar de obicei doar stătea și privea din scaunul lui de pescuit. Sorana, cred că ar merita să faci un scurt rezumat al istoriei, deși Boiana îl cunoaște doar să Boiana, știe. Would you like me to make a brief summary of the history, or you know the project, the history of the work that Cezar did at the Halta? I think I understood. Thank you very much. Yes. Perfect. Acum vine întrebarea. Boiana, cum ai privit acest demers artistic al lui Cezar Lăzărescu și ce înseamnă pentru tine Halta, în care trenurile nu mai opresc? So, Boiana, what is your perspective on this work by Cezar Lăzărescu, and what is your feeling about, what is your perspective on this? What does it mean, the station where the trains no longer stop? Well, that's precisely one reason why I choose just one work for the exhibition of Cezar, because we were thinking, should we choose more works or should we just focus on one? But since this was the work that Cezar took me to in 2017, and I said I could be only honest to myself as a curator to work with something that I know. And that's why we said we were going to develop this idea further. Tocmai acesta este motivul pentru care am ales o singură lucrare pentru expoziție, pentru că puteam să alegem mai multe lucrări, dar ne-am hotărât să alegem una singură și tocmai lucrarea din locul în care m-a dus el în 2017. Ca să fiu onestă față de mine în calitate de curator, am zis, prefer să lucrez cu o lucrare pe care o cunosc. But observing the station and observing what Cezar does and has been doing for 23 years, because he first started going to that station in 1999, you could see through this station, through what has been happening to the station, actually you can see in a large scale what has been going on in Eastern Europe, in a way, what has been going on during the transition and what happens after the transition and how the lives of people are changed and so on. Practic, în această stație, Cezar merge de 23 de ani, deci a început să meargă acolo din 1999 și urmărind ce s-a întâmplat în acea stație, în acea haltă, practic putem vedea ce s-a întâmplat cu toată Europa de Est, cum a fost tranziția, ce se întâmplă după tranziție, cum s-au schimbat viețile oamenilor. And I think what Cezar does could be in a way, if we formalize it, can be also seen as some kind of durational performance. And I don't know, from my knowledge, any performance that would last for 23 years. So that is very a special project. And also what I really like with this project is that it's not, I think Cezar is not perceiving it as art per such,
So it means that he goes there and sometimes he does something, taking photo, but sometimes he just observes the train. So the train passes, the driver of the train beeps, says waves, and that's about it. So I like this perspective. It can be art, but it's something else as well. Ceea ce face Cezar Lăzărescu, dacă ar fi formalizat, ar putea fi numit durational performance, deci un performance pe timp îndelungat. Dar Boiana spune, n-am văzut până acum niciun performance care să dureze 23 de ani, așa ca la Cezar. Foarte interesant de asemenea este că Cezar Lăzărescu nu percepe întotdeauna ceea ce face drept artă. El merge în halta respectivă, uneori face fotografii, uneori filmează, face ceva, dar de foarte multe ori doar observă, trenul trece, mecanicul fluieră și trenul trece mai departe și asta este tot. Deci poate fi artă, poate să nu fie artă. And maybe the last sentence. When I was there in 2017, there were some people living in this abandoned train station. Now these people are gone, and you could see how the plants and other kinds of natural things started to grow all over the concrete remains of the building. So this station has life, but this life is changing all the time. Și poate ca să închei, în 2017 când am fost acolo, acolo locuiau niște oameni fără adăpost, acum nu mai sunt acolo și pe locul unde stăteau ei au început să crească plante care încet încet acoperă ruinele, rămășițele din beton și se vede că această haltă are viață și are o viață care este în schimbare. Da, vorbim despre schimbare și vorbim despre expoziția Halta Cug cu Boiana Pișcur și Sorana Lupu. Imediat facem un scurt ocol, după care ne reîntoarcem la această discuție absolut interesantă. Hituri consacrate la Viva FM. Ne-am întors la discuția noastră despre vernisajul expoziției Halta Cug de sâmbătă 23 iulie de la ora 19 în spațiul Greenhouse. Alături de noi o avem pe Boiana Pișcur și Sorana Lupu, cea care ne ajută să traducem discuția de astăzi. Așadar, să intrăm un pic și mai exact, să aflăm ce se va întâmpla mai exact la Greenhouse sâmbătă. So let's go back to our discussion and let's go into the core of the issue. What is going to happen tomorrow at the opening at Greenhouse? Well, I think the best way to find out would be to go there and see for yourself. But we will have there a couple of different formats. That is video, photography. There will be some printed materials and some installation surprise. So why don't you go there and see for yourself? That's all I can say. Deci cel mai bun mod de a afla, bineînțeles, este să mergeți și să vedeți cu ochii dumneavoastră. Pentru că vor fi câteva formate diferite, va exista și o piesă video, va exista fotografie și materiale imprimante și o instalație surpriză. Dar cel mai bine este, așa cum spuneam, mergeți și vedeți cu ochii dumneavoastră. Am înțeles, am preluat sfatul acesta, eu îl voi urma cu siguranță. Să mergem mai departe, cred că e momentul numai bun să povestim despre Cezar și practica artistică a sa contextualizată și înainte de asta trebuie să menționez că Cezar Lăzărescu este un artist conceptual român care trăiește și lucrează în Iași. Practica sa artistică cuprinde obiect, site-specific, artă digitală, internet art și este o reacție la realitatea socială și politică actuală. Cum percepi arta creată de Cezar în corelare cu mediul artistic din Ljubljana? Există asemănări? Asemănări, poate nu știu dacă e reprezentativ, de asta am dat și exemplul lui Cezar Lăzărescu, dar întrebarea ar fi dacă există asemănări între mediul artistic din Ljubljana și Iași? The question was
focused on Cezar Lăzărescu because obviously you're curating his work in this exhibition, and but it could be more general. Are there any similarities between the Romanian contemporary art context and the contemporary art context in Slovenia, in Ljubljana? I don't know whether Cezar Lăzărescu would be a good example, but we have him because this is the exhibition about him. Yes, you could say that in contemporary art, especially after 2000, you really cannot see that big difference in contemporary art because contemporary art has become global. So that means everyone's watching internet, everything's watching the same things on television. But I think in Cesar there is some specific, I can call it poetic, maybe, that has to do with time and with the distance and with the journey. And that is something, maybe also because Romania is much, much, much bigger than Slovenia, that in Slovenia you cannot or do not encounter in contemporary works. În arta contemporană, mai ales după anul 2000, nu se văd mari diferențe de la o țară la alta, pe plan global, pentru că toată lumea accesează același internet, toată lumea vede ce este la televizor, deci nu există diferențe majore. Dar în cazul lui Cezar Lăzărescu există o anumită poetică specifică, ceva care are de face cu timpul, cu distanța, cu călătoriile, poate și pentru faptul că România este o țară mare comparată cu Slovenia, care este o țară mititică. Deci poate că sunt niște elemente care țin de specificul locului. Am înțeles. Și dacă integrăm în discuția noastră asemănări sau diferențe și Chișinăul, cum ai vedea tu legat de comunitățile acestea artistice de artă contemporană? And if we were to extend this discussion about similarities and differences, to expand that to Republic of Moldova, to Chișinău, where do you see similarities, differences? That would be the really, really difficult question because I was in Chișinău only for 2 days and I met with my colleagues from Transit and Satellite with Oberlicht and Kolkhoz. And Oberlicht collective is actually a collective that received a prize called Igor Zabel that is part of the Erste and Erste Foundation, this art scheme. And they also came to Ljubljana a couple of years ago to receive that. So I would like to collaborate and network more within this area. Also, I hope with my knowledge and my other networks, we can somehow connect and do some project in this region, connecting with our region, kind of doing things that before maybe we were not able to do. Ar fi cam greu să răspund la întrebarea asta legată de Chișinău, pentru că la Chișinău am fost doar 2 zile, dar am fost împreună cu cei de la Transit și 1+1 și acolo i-am întâlnit pe cei de la Oberlicht și pe cei de la Kolkhoz. Cei de la Asociația Oberlicht au primit deja un premiu pentru artă contemporană, se cheamă premiul Igor Zabel, care este acordat de Fundația Erste, care finanțează multe inițiative de artă contemporană în Europa de Est, și practic pe cei de la Oberlicht îi știam de la Ljubljana, că acolo au venit să-și ia premiul. Ideea ar fi și speranța este de a avea o rețea de colaborare mai dezvoltată. Și Băiana speră că își poate folosi cunoștințele pentru a crea proiecte în regiune și o colaborare mai strânsă. Because if I can say this for the art of the maybe a little bit older periods, older meaning last 20, 30 years, 40, we have in the collection of our museum some artists from Romania, from the so-called post-war avant-garde, and I will mention them, Geta Bratescu, Ion Grigorescu, Paul Neagu, and some newer works from the 90s of Subreal and Lia and Dan Perchowski, and also one of the newest works of Dan Perchowski for 2010.
Dacă ne referim la colaborări mai vechi, avem în colecția noastră la Moderna Galeria lucrări de artiști români contemporani, nu din ziua de astăzi, dar artiști din ce s-ar putea numi avangarda de după război. Vorbim de Ioan Grigorescu, vorbim de Geta Brătescu și avem lucrări de mai vechi ale lui Dan Perjovski și Ali Perjovski și lucrări mai noi ale lui Dan Perjovski. Asemănări și diferențe, mai multe asemănări între culturile noastre și se pare că arta este liantul și pentru acest aspect. Vă mulțumesc tare mult că ați călătorit alături de noi, așadar putem afla că există o frumusețe deosebită și un sentiment de anticipare în observarea trenurilor și a căilor ferate și mai putem afla că din 23 iulie până pe 23 august expoziția Halta Cug a lui Cezar Lăzărescu, curatoriată de Boiana Pișcur, vă așteaptă, dragi ieșeni, la Greenhouse pe strada Sfântul Atanasie numărul 25. Mulțumesc încă o dată, Boiana și Sorana, pentru că ați călătorit alături de noi astăzi. Thank you very much for joining us on Viva FM. Thank you very much for the invitation. Dragilor, facem și noi o haltă scurtă, după care ne reîntâlnim în trafic.